Салут, приети. Сент Михай Степанов, кон видео, дес пресайтл Jetopai. Deci, în ultimul timp pe acest site s-au făcut unele schimbări. Eu regulat, în principiu, scode pe acest site, dar mulți, posibil că nu cunosc despre schimbări care sunt și am hotărât să fac acest video cu explicații. Deci, unde mergem, ce se întâmplă pe acest site. Deci, este un site de investiții, de lungă durată, cum am înțeles, așa spune fondatorul acestui site, de pildă. Eu sunt într-un chat cu ei, doar că în limba rusă, cine vrea pot să fac unire la acest chat. Deci, ce trebuie să înțelegem aici? Sunt patru direcții, vedem persoanele care s-au înregistrat pe linkul nostru. Aici ce câștigăm, aici ce putem cumpăra, balanța de cumpărături, aici e balanța în criptomonede. Deci site-ul acesta este un fel de site combinat între dolari și criptomonede. Deci când cumpărăm un pachet de pildă și investim dolari, automat primim 100% monete, până când ele sunt. Deci ideea care că până se vor termina monetele, noi primim bonus în monete. Când se vor termina, nu vom mai fi astfel de posibilități. În aprilie, în direcția Exchange, se va deschide bursa lor interioară, unde oamenii vor putea vinde, cumpăra monetele date. Pentru ce va trebui monete? Deci ei vor deschide și un e-commerce unde vor fi la vânzare diferite dispozitive electrice, ca telefoane, smartphone. Deci ce va fi, vom vedea. Aici pur și simplu s-a pus inițial niște poze ca să se vadă, să înțeleagă. Dar când se va deschide, vom afla. Deci va fi în aprilie. Undeva la mijlocul aprilie se va deschide bursa. Deci ei treptat dezvoltă acest proiect. Deci acum inițial era Power Booster, dar deoarece era suma foarte mică, ei lucrează cu investiții pe Forex și ei au oprit acest minim pachet care era de la 2 dolari. Au introdus direcția Power Booster Plus, unde pachetele erau de la 16 dolari. Dar și aceste pachete de 16 dolari, ele s-au terminat. Deci uitați-vă, unde în albastru scrie ce cantitate de pachete mai sunt liberi. Deci sunt deja încă câteva de 64, pe urmă de 128, 151 de pachete, 256 de dolari, 155. Deci ele lucrează 50 de zile, deci aduc 150%, deci undeva 25% pe lună, să spunem. Merge vorba de zile lucrătoare. Deci eu am investit în 16 și mie îmi vine pe 0.48 acum. Aveam liber 16, deci dacă de investit, deja uitați-vă după situație, intrați în interior și uitați-vă ce fel de pachete sunt, înainte a depune bani. La fel mai este o direcție GTP Profit, unde de pildă pachetul e 60 de dolari,
lucrează 15 zile și aduce 9 dolari. Deci 15% în 15 zile. Practic e cam aceeași situație, unica e ce pachetele sunt mai mari. Deci durata mai scurt. Cine vrea mai scurt, nu 50 de zile, dar 15 zile, deci aici puteți intra. Și vă uitați ce fel de pachete sunt. Eu aici n-am cumpărat. Deci, vedeți, se poate folosi ambele balanțe. Vedeți unde aveți. Dacă aveți la balanță care... Deci, costă 60. Uitați atent ce scrie aici. Când la Power Booster Plus de pilă de 64, 84. Deci vedeți din account balance. Account balance. Este честно, account balance. Cum transferăm banii de aici, direct în acest direct, fără ca să scoatem din afară. Deci uitați, vă duceți la affiliate centru, la mai, nu, mai jos. Генератор. Motion tool. Deci la ultima trasă. Unde nou ne trebuie codul nostru personal. Deci îl găsim la linkul nostru de referral cu care se termină după ref. Ce scrie, acesta este codul nostru. Îl copiem și când vrem să dăm la scos, direcția finanțe, withdraw, indicăm cifra, deci scoate de la 4 dolari, deci eu n-am încă 4 dolari, dar indicăm de pildă 5, eu știu că, și alegem pur 6 balans, ca să facem transfer pe interior. Iar aici indicăm acel cod care noi, personal, ca sistema să înțeleagă unde banii sunt trimate. Deci, banii sunt trimate pe codul nostru. Sau putem să punem codul la o persoană care vrem să-i trimitem noi pe el, în interior. Deci așa se poate de adunat sumele de pildă într-o balanță și de luat, de știu, un pachet mai mare. Dacă de pildă nu va ajunge. Deci, de ce spun că unii au făcut înregistrare când era bonus, deci mulți au primit așa 10 dolari și ei stau fără a fi folosiți. Deci mai adăugați acolo careva sumă. Deci dacă vedeți că sunt de 16 și vă mai trebuie 6 dolari, mai adăugați 6 și luați pachetul cel de 16, dar ele, cum am înțeles, la începutul lunii apar, până se termină. Deci o să vedeți, prindeți momentul când aici ia, la Power Booster, sunt pachete de 16. Vedeți acum e 0, sau de 32, tot e 0, au rămas de 64. Deja, în cazul dat, se poate lua acel de 60, care la 15 zile și o să fie mai repede.
Deci cealaltă, dacă vedeți, aduce mai mult pe zi, de 60 îl face 4 dolari și ceva pe zi. Când aici e 1 dolar și 92. Deci, la scos bani, la withdraw history. Putem vedea că eu am scos destul de bine de pe acest site. Am scos, am început de pe 10 februarie. Prima dată am scos 24, pe urmă pe 15 februarie 23, pe 17 februarie 21, pe 25, 12, pe 13 martie 14 dolari, pe 14 am mai scos 4 întreg și ceva. Pe 20 am mai scos 4 întreg și ceva, deci discuția și spate de la 4 dolari. La affiliate, centru, putem vedea My Network. Deci putem vedea în adâncime ce cantitate de oameni avem, pe nivele dacă aveți și de unde și cum vine comisioane. Deci în cazul dat, la mine, persoane care au investit undeva, doar în primele 6 nivele sunt, din care am primit ceva bonus. Noi primim bonus 2% din suma investită de persoană din primele 12 nivele. De pildă, o investit om 100 de dolari, 2% din 100 de pildă 2 dolari primim ca bonus. În cazul dat, la finanțe, tranzacții, history, spate de văzut, de pildă, din pachetul investit Boster, el zilnic mi-aduce mie 48 licenți, care am eu de 16. Iar se vede că uneori vine în careva bonus, pildă scrie că de la comision level nivel 1, 0.32. Deci 2% din pachetul de 16 posibil. Sau din care trebuie de văzut. Așa mai departe. Unde de la referal, deci să vedem. Diferite comisioane. Nivelul 1, nivelul 2. Aici mă scrie... Пакету сута, чего нового, посибилка. Да, вызову только. А есть только пакет джекпот. Моей судирекции джекпот даю, ну прям целек умел укряза. De ce nu vă implicați? Citiți atent regulile. Deci aici este o careva concurs. Cine posibil că cel mai bun preț de pentru a câștiga, deci toată suma. Пил акума джекпота и умеет до уж 3. Где доллары? Яр цифра час 6 долларов, но это легче есть. Вместо как и чем маймари прескари у депус чинева. Дичи читится атент, ши да кадорицы. Мобини нун трацу не нун цележец, ю нам нун целецком укрязы по часу дирекции. Дичи ю удары инвестеска на Power Booster până când aștept să se deschidă bursa și să încerc să schimba monetele care le am
Deci uitați, o am monete de 198 de dolari. Deci dacă va funcționa bursa, le voi schimba în dolari și voi investi în pachete la procente, mai, pachete mai mari. Sau voi cumpăra ceva de la e-commerce. Vom vedea. Deci, prin ce este bine că noi practic câștigăm, nu, de pildă dacă am luat careva pachet, de pildă de 64 de dolari, el lucrează 150%, de pildă până la 96, oricum te culezi. Nu ne se întoarce 96, dar când cumpărăm pachet de 64 de pildă, noi primim și aici monete 64 de dolari, cadou. Deci, practic, noi facem nu 50, dar 150%. Deci, asta trebuie să luați în calcul încă. Deci, este destul de convenabil. Acum, de investit, tot regulat se scoate. Aici se vede cifrele care oamenii scot. De pildă, Perfect Money 5 dolari, Perfect Money 53, 19 dolari Perfect Money Empire. Și mai departe. Bitcoin se scoate. Deci sunt uneori sume foarte mari aici. Uitați-vă încă se arată cât s-a scos în 24 de ore. Și cât s-a investit sau s-a cumpărat. Nu prea înțeleg aici. Deci 40.000 de dolari s-a scos în 24 de ore. Deci este o mișcare destul de bună în bani. S-a cumpărat de 98.000. Practic dublu. Oamenii investesc față de ce se scoate. Deci este o tendință destul de bună. Deci cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.